Angajații din sistemul de învățământ își vor primi salariile luna aceasta cu întârziere. Dacă în mod normal pe data de 5 a fiecărei luni își primeau retribuția lunară pentru activitatea desfășurată la catedră, luna aceasta își vor primi salariile cu o săptămână mai târziu decât trebuia. Potrivit reprezentanților FSLI, Ministerul Finanțelor Publice a emis la sfârșitul anului trecut un ordin pentru punerea în aplicare a unei ordonanțe privind aplicarea unor măsuri fiscale bugetare. Actul normativ a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, în condițiile în care trezorerile județene, spun reprezentanții FSLI, nu au o logistică adaptată noilor cerințe, iar serviciile de secretariat și de contabilitate din unitățile de învățământ au foarte mult de muncă pentru întocmirea documentelor care stau la baza plății salariilor. Este o situație destul de neplăcută, vine după concedii, după perioada sărbătorilor. E foarte adevărat că toată lumea avea nevoie de bani după așa perioadă. De asemenea, sunt oameni care au împrumuturi, au rate la bănci, au niște termene de respectat, termene care nu vor fi respectate și nu din cauza oamenilor. Sperăm să nu se mai întâmple, să fie doar o situație izolată și pe viitor să fie totul în regulă. Având în vedere că noile cerințe impuse de Ministerul de Finanțe implică calculul salariilor pe cicluri de învățământ, serviciile de secretariat și de contabilitate din unitățile școlare vor fi excesiv birocratizate pentru că sunt foarte multe cadre didactice care predau la 2 sau 3 cicluri de învățământ. Din câte am înțeles, totalurile, salariile sunt împărțite pe învățământ, pe cicluri de învățământ, pe învățământ primar, pe învățământ gimnazial. De asemenea, am înțeles că și aceste lucruri sunt defalcate pe bază, salariul de bază, pe plata cu ora, pe știu eu ce mai este acolo în statul de plată. De asemenea, impozitul aferent fiecărei particele se calculează și sunt mai multe lucruri de operat, e mai mult de calcul. Reprezentanții sindicatelor din învățământ speră ca această situație să intre normal cât mai repede și banii să ajungă în conturile cadrelor didactice, așa cum a promis inclusiv ministrul învățământului, în maxim o săptămână.